Orest Onofrei a declarat că adoptarea celor patru coduri este absolut necesară pentru unele dintre prevederile pe care acestea le au, trebuind depuse amendamente, întrucât ridică probleme atât din punct de vedere al legalității, cât și din considerente etice, morale sau de ordin religios. Senatorul s-a referit la prevederi referitoare la avort, prostituție sau la drepturile cuplurilor homosexuale. Astfel, Orest Onofrei a declarat că trebuie definită foarte clar noțiunea de avort terapeutic. În ceea ce privește codul civil, cu prevederile referitoare la instituția familiei și a logodnei, Orest Onofrei a spus că noțiunea de soț trebuie completată cu un bărbat și o femeie, fiindcă altfel este o formă subtilă de a legaliza căsătoria între persoanele de același sex. În privința adopției ar trebui prevăzut dreptul copilului la o mamă și la un tată, iar noțiunea de copil viabil din codul civil ar trebui înlocuită cu aceea de copil viu, deoarece viabilitatea sugerează o problemă de calitate și ar da dreptul familiei sau medicului de a decide asupra acestui aspect. Senatorul Onofrei a apreciat noile coduri juridice ca o îmbunătățire a cadrului legislativ, cu reale beneficii pentru practica judiciară și viața de zi cu zi, dar asta cu mențiunea că anumite aspecte trebuie amendate, cu atât mai mult cu cât menținerea lor nu ar avea efecte favorabile decât pentru o minoritate extrem de gălăgioasă și persuasivă.